Casa Albă se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Locatarii clădirii prezidențiale au întâmpinat cu zâmbetul pe buze sosirea bradului de Crăciun, care va fi instalat în acest an în Camera Albastră. Îmbrăcați festiv, Melania și Donald Trump au coborât scările reședinței și s-au îndreptat spre caleașca în care era așezat bradul. Decorată de sărbătoare, aceasta a poposit în zona nord portico a Casei Albe. Cuplul prezidențial s-a ținut de mână pe tot parcursul ceremoniei de primire a bradului. Veseli, soții Trump s-au plimbat în jurul trăsurii și au admirat pomul în timp ce o fanfară militară a cântat vestitul colind obrat frumos. Festivitatea s-a bucurat în acest an și de prezența președintelui american, care a salutat cordial presa sosită la eveniment. Potrivit tradiției, liderul de la Casa Albă nu participă la această ceremonie. Bradul a fost dăruit de Larry Smith, proprietarul fermei Mountain Top Fraser Fur, din Carolina de Nord. Mă simt de parcă aș fi câștigat în cele din urmă Super Bowl. Este o mare onoare să reprezint industria bradului de Crăciun prin oferirea bradului de Crăciun oficial al Casei Albe în 2018, a declarat Larry Smith. Proprietarul fermei Mountain Top s-a aflat la a cincea sa încercare de a câștiga onoarea de a dărui un brad Casei Albe. Pomul a fost selectat în urma unui concurs organizat în vara anului trecut de Asociația Națională a Bradului de Crăciun. Lista din acest an a norocoșilor Casei Albe a continuat cu selectarea fericiților câștigători ai grațierii efectuate de administrația prezidențială cu ocazia Zilei Recunoștinței. Aceștia se numesc Mazăre și Morcov și sunt doi curcani aleși pe sprânceană, așa cum cere tradiția. Frumusețea și personalitatea lor i-au recomandat pentru alegerea din rândul a 50 de păsări crescute la o fermă din Dakota de Sud. The winner of this vote was decided by a fair and open election conducted on the White House website. This was a fair election. Unfortunately, Carrots refused to concede and demanded a recount and we're still fighting with Carrots. And I will tell you, we've come to a conclusion. Carrots, I'm sorry to tell you, the result did not change. It's too bad for Carrots. Peas and carrots are the very first national Thanksgiving turkeys from the very great state of South Dakota. Love South Dakota. Pentru a scăpa de stresul întâlnirii oficiale de la Casa Albă din ziua grațierii, pentru cei doi curcani a fost pregătită o cameră în care să se relaxeze. Now it's time to grant peas and carrots the pardon they've been waiting for. They are extremely lucky birds. Thank you, everyone. Have a very, very happy Thanksgiving. God bless you all and God bless America. Thank you very much. Curcanii nu vor ajunge pe masă de ziua recunoștinței și vor fi cazați până la sfârșitul vieții într-un complex din campusul Universității Virginia Tech.